să vă duceți să faceți cozi de dimineață. Naționaliștii care sunteți peste 75% în România și să votați. Să votați SOS România, unicul partid naționalist, unicul reprezentant naționalist în Parlamentul României. Vreau să zic european, am gura de diamant, nu mai pot să zic de tine. Poate fi o premoniție. Iar s-a oprit ploaia, dar a dat, fraților, a dat, pentru că asta înseamnă bunăstare, asta înseamnă că Dumnezeu ne iubește și ne dă bogăție, ne dă bunăstare. Cred că e momentul. Știți că se spune că e duminica orbului. Este duminica când orbul își recapătă vederea. Îi urez poporului român, îți urez popor român, popor care n-ai fost până acum niciodată iubit de politicieni, că pentru prima dată când ai un politician care te iubește, dă-ți tot vălul ăla la o parte de pe ochi și privește adevărul. Adevărul nu se șoptește. Adevărul se răgnește! Am tăcut destul. S-a murit destul. S-a distrus țara destul. E de ajuns până aici. Votați SOS România. Vă pup! Bravo!